Vreau să spun că dragostea față de persoanele care sunt social vulnerabile mă face ca să mă mențin în această profesie ani de-a rândul. Anul acesta am împlinit 11 ani. Dar când am stat pe pat de boală și am fost atât de grav bolnavă și mă gândeam că n-am să pot dovedi să vin eu înapoi la locul meu de... Și totuși mă gândeam și spuneam, Doamne, întărește-mă, Doamne, și dă-mi viață. Ce-a să facă bătrânii nii fără de mine? Satul Coșernița, în localitate, avem 1450 de locuitori. Principala problemă care are nevoie în satul nostru este problema cu apa. Nu are lumea apă. Asta e foarte greu, foarte greu. Avem 268 de persoane cu grad de dizabilitate. Satul îmbătrânit, tineretul pleacă pe hotare și e foarte greu. Iar că mai departe, cantina noastră a mai funcționat mulți ani de-a rândul înainte, fiindcă este un lucru binevenit pentru sat, pentru oamenii care au nevoie. Cineva se duce și deschide ușa. Asta numai ca să deschizi ușa omului face un lucru foarte mare. Să trăim împreună o viață bună! Bravo! Bravo!